Înainte să încep, aș vrea să-i fac o promovare lui Anonim Motivațional. Cu siguranță mai zis de acest timp pentru că am mai lucrat și în trecut cu el. Și tot ce vreau să vă spun este că omul ăsta face niște clipuri absolut extraordinare și niște clipuri care chiar te motivează să-ți urmezi visul. Dacă vă simțiți un pic cam triști sau pur și simplu considerați că nu aveți suficientă încredere în voi, chiar vă recomand pe acest tip. De asemenea, omul e și el anonim, își păstrează identitatea, exact cum fac și eu. Poartă o mască, ceea ce îl face mai diferit față de restul online-ului și vă las link în descriere să aruncați un ochi pe canalul lui. Chiar vă recomand să vă abonați pentru că omul chiar merită să crească pe această platformă. Aveți link în descriere, iar acum noi să trecem la ale noastre. Iranul a emis un mandat de arestare pe numele președintelui american Donald Trump și a cerut ajutorul Interpol pentru a-l localiza și reține. Alături de liderul de la Casa Albă, Iranul a emis mandate și pentru alte câteva zeci de persoane pe care le consideră vinovate de atacul cu dronă care l-a ucis pe generalul Qasem Soleimani în Bagdad. Un procuror din Teheran a declarat luni că Donald Trump, împreună cu peste 30 de alte persoane, a fost implicat în atacul din 3 ianuarie, care l-a ucis pe generalul iranian. Trump este acuzat de omor și terorism, potrivit agenției de știri semioficiale din Iran. Procurorul iranian a subliniat că Iranul va continua urmărirea penală chiar și după încheierea mandatului la Casa Albă. Procurorul a spus de asemenea că Iranul a solicitat să fie emis un aviz roșu pentru Trump, cel mai înalt nivel emis de Interpol, solicitând ca agenția să caute și să aresteze persoana numită. În conformitate cu regulile privind o notificare roșie, autoritățile locale efectuează arestările în numele țării care a solicitat-o. Notificările nu pot obliga țările să aresteze sau să extradeze suspecții. După ce a primit o solicitare, Interpol se întâlnește într-un comitet și discută dacă să distribuie sau nu informațiile cu statele sale membre. Este puțin probabil ca Interpol să accepte solicitarea Iranului, deoarece orientarea sa pentru notificări îi interzice întreprinderea oricărei intervenții sau activități de natură politică. Interpol nu a răspuns deocamdată unei solicitări de informații din partea unei publicații de știri. Declarația Americii cu privire la această situație a fost următoarea. Este vorba de un act de propagandă, a reacționat Brian Hook, emisarul Statelor Unite ale Americii privind Iranul, citat de agenția de presă Reuters. Evaluarea noastră este că Interpol nu intervine pentru a emite alerte roșii în cazuri de natură politică. Aici este un caz de natură politică. Nu are nicio legătură cu siguranța națională, cu pacea internațională sau cu promovarea stabilității. Este un act de propagandă pe care nimeni nu-l ia în serios, a subliniat Brian Hook. După uciderea generalului Qasem Soleimani, relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Iran au devenit mult mai tensionate. Zeci de state au stat cu sufletul la gură de teama izbucnirii unui război, nu doar ideologic și declarativ, ci a unui aparmat de mare amploare. Dacă președintele Barack Obama reușise să mențină legăturile pline de plutire, Donald Trump a aruncat o bombă cu ceas, nu doar o dronă, destabilizând situația în Orientul Mijlociu și pașa extrem de complicată, de fragilă, de greu de gestionat și de neînțeles pentru cei din afara zonei respective. Vreme de zeci de ani, istoria dintre cele două state a fost una sub amprenta agilității diplomatice, tocmai pentru a nu inflama spiritele într-o zonă stăpânită de conflicte interne, unde religia ține loc de politică. În ciuda perioadelor în care Statele Unite ale Americii și Iranul au putut coopera, cele două state sunt de mult timp în conflict. Într-adevăr, cel mai dramatic moment a avut loc în anul 1979, când fostul președinte Jimmy Carter a impus o serie de sancțiuni asupra Iranului, fiind considerat și primul conflict dintre cele două state. Ei bine, însă, lucrurile nu au fost așa. Se pare că interesele extreme ale Statelor Unite față de Orientul Mijlociu au existat cu mult timp în urmă. În anul 1953, Statele Unite ale Americii au orchestrat o lovitură de stat în Iran, cu intenția de a-l demite pe primul ministru al țării,
de la acea perioadă. Principalii actori ai acestui conflict au fost agențiile de informații americane și britanice, care au pus la cale o lovitură de stat ce avea să ducă la eliminarea din funcție a primului ministru ales în mod democratic, Mohamed Mossadegh, și restabilirea puterii către șahul Mohamed Reza Pahlavi, asta în 1953. Printre proiectele pe care le-a primit în calitate de premier, Mossadegh a lucrat și la naționalizarea petrolului iranian, împotriva intereselor britanice, ce au exploatat zeci de ani resursele țării. Astfel a fost pusă la cale o amplă campanie de propagandă împotriva premierului și l-au convins chiar și pe Shah să participe la lovitura de stat. În cel din urmă, lovitura de stat a fost salutată la Washington ca un succes, însă acest lucru avea să lase un gust amar Iranului, reușind să-i schimbe traiectoria de la calea spre democrație spre cea a unei dictaturi. La 16 ianuarie 1979, șahul Iranului Mohamed Reza Pahlavi, susținut de Statele Unite ale Americii, este forțat să părăsească țara în urma unor luni de manifestații și greve ale poporului împotriva guvernării sale autoritare, înăsprită de către adversarii seculari și religioși, parte a opoziției. Însă, înainte de a pleca, el îl numește pe Shapur Bakhtiari din opoziție ca prim-ministru, dar iranienii își continuă protestele în masă. După două săptămâni mai târziu, liderul religios Ayatollah Khomeini se întoarce în exil. În urma unui referendum, Republica Islamică Iran este proclamată la 1 aprilie. În luna noiembrie anului 1979, ambasada Statelor Unite la Teheran este confiscată de protestatari în urma unor proteste violente. În timpul revoltelor în sediul ambasadei au fost reținuți mai mulți ostatici americani, vreme de 444 de zile, ultimii 52 de ostatici fiind eliberați în ianuarie 1981, ziua inaugurării în funcție a lui Ronald Reagan. Alți 6 ostatici americani au putut scăpa cu viață în ambasada iraniană, ajutați de o echipă prezentată drept o echipă de filmare, evenimente care au stat la baza filmului care a câștigat premiul Oscar din 2012. Între 1985 și 1986, un nou scandal iese la iveală. În ciuda unei înăspriri a armelor, oficialii administrației Reagan continuă să vândă arme către Iran, cu pretextul de a asigura eliberarea ostaticilor din Liban. Mai mult decât atât, se pare că veniturile câștigate în urma comerțului cu arme erau redirecționate pentru a finanța războiul din Contra, care lupta împotriva guvernului sandinist din Nicaragua, în efortul Statelor Unite ale Americii de a opri răspândirea socialismului în America Latină. Pe 3 iulie 1988, o navă de război americană a doborât dintr-o singură lovitură o aeronavă Iran Air, ucigând toate cele 290 de persoane aflate la bord. Statele Unite ale Americii a răspuns ferm că aparatul de zbor Airbus a confundat aeronava civilă cu unul de luptă. Majoritatea victimelor erau pelerini iranieni în drum spre Mecca. Într-unul dintre discursurile sale, președintele George Bush, în anul 2002, denumește Iranul ca fiind parte a unei axe a răului, alături de Irak și Coreea de Nord. Acest episod provoacă indignare în Iran, destabilizând și mai multe relațiile diplomatice cu Statele Unite. Totodată, anii 2000 au fost puși sub imperiul fricii și al sancțiunilor nucleare. Statele Unite ale Americii acuză Iranul că deține un program clandestin de arme nucleare, pe care Iranul îl neagă vehement. Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, abandonează în 2018 acordul nuclear, înainte de a reinstala sancțiile economice împotriva Iranului și amenințând că va face același lucru țărilor și firmelor care continuă să le cumpere petrolul. Economia Iranului se încadrează într-o recesiune profundă. Relațiile dintre Statele Unite și ale Americii și Iran se înrăutățesc în mai 2019, când America întărește sancțiunile economice care vizează exporturile de petrol al Iranului. În replică, Iranul atacă bazele petroliere din Oman pentru a arăta că dispune de forță armată și o poate folosi oricând. O lună mai târziu, forțele iraniene doborau o dronă americană peste strâmtoarea Hormuz, doar că Statele Unite au susținut că a fost un abuz de putere, pentru că aparatul s-ar fi aflat peste apele internaționale și nu pe teritoriul iranian. 2020 a debutat un eveniment care a aruncat în aer relațiile diplomatice dintre SUA și Iran. Pe 3 ianuarie, principalul comandant militar al Iranului, Qasem Soleimani, este ucis de o grevă a dronei americane din Irak. În urma asasinatului, Iranul promite răzbunare severă pentru moartea sa și se retrage din acordul nuclear din 2015.
Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb voi ce părere aveți despre aceste tensiuni dintre SUA și Iran, unde credeți că se va ajunge cu acestea. Nu uitați de follow pe Instagram la GeocroVirtual1, la zi cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faci. Thank you.